Dar de ce n-a jucat șut? Ce s-a întâmplat cu el? A, ia o mică, nu știu ce, și hai să nu riscăm. A, am înțeles. Pe oricum, din două săptămâni acum. Da. Uh-huh. Deci, Alexandru ieri va juca Inter. Alexandru nu va lipsi din teren. Că Alexandru e jucător valoros. A, va da, și a câștigat statutul de titular, Alexandru? Da. Ok. Da. Uh-huh. Dar va fi ori fundaș central, ori Inter. Aha. Vedem, nu știu, nu știm care... E posibil să fie foarte folositor fundaș central, că e foarte sigur pe el, adică nu se precipită, nu n-a nicio frică. Mă gândeam acum de unde l-ați scos și pe ăsta? Că tot dumneavoastră practic l-ați propus după Daua, tot dumneavoastră l-ați propus și ați insistat cu Alexandru. Păi dar normal, păi dar normal. L-am văzut toată, l-au băgat odată, nu știu, de a să ținem un scor odată și pe cine băgăm? Băgăm, hai să băgăm pe Alexandru, au zis. Bine, băgați-l pe Alexandru, nu știam. Înțelegi? Uh-huh. Și acum eu dacă l-a băgat pe Alexandru, hai să văd. Când l-a băgat pe Alexandru, când am văzut Alexandru, materiale, agresivitate, bă, nu numai că după am văzut că omul a început să și dribleze pe acolo, el, din blocaj, înțelegi? Uh-huh. Zic, uite, bă, jucător agresiv, fizic bun, are și driblează, are și tehnică. Hai să-l vedem. Așa a fost. Dar stați, și a dat și gol superb aseară. Da, mai avea puțin și mai dădea unul, o șofoasică. Aha, aha. Da, nu, jucător interesant pe care l-ați adus în prim plan, domnul Becali, să știți. Da, da, da. Jucător bun. Cum, deci, clar, Alexandru titular la cum joacă și cum se prezintă băiatul. Da, da. Dar nu știți încă unde. Depinde de meciuri. Mă gândesc că va fi în funcție de meciuri. Nu știu, cred că Inter, așa cred. Nu știu. Uh-huh. Cred că Inter. Uh-huh.